Sfântul Vasile cel Mare simbolizează energia, acțiunea pusă în slujba oamenilor. Sfântul Grigorie semnifică știința teologică și contemplarea înaltă, iar Sfântul Ioan, gură de aur, reprezintă simbolul zeului apostolic prin cuvânt și faptă. Din 1936 sunt protectori ai învățământului teologic ortodox din întreaga lume. Maiorescu era convins de inteligența vioaie a dramaturgului, care îl scotea mai presus de el însuși și îl făcea capabil de scrieri literare de mare valoare. Din cauza acestei părți a lui, criticul închidea ochii la toate celelalte pe care însă le cunoștea. Al 32-lea președinte american a avut un mandat dificil. New Deal-ul propus națiunii a scos America din criză, iar decizia de după Pearl Harbor i-a permis să aibă un cuvânt important de spus în negocierile postbelice, deși nu le-a mai apucat. Neșansa de a reprezenta România ca ministru de externe între 1939 și 1940 l-a împins și către autoexil și către o nedreaptă uitare pe cel care a încercat să obțină garanții din partea Angliei și Franței împotriva înțelegerilor germano-sovietice. Cunoscutul actor american are și pasiunea scrisului, a picturii și a pilotării avionului personal. Participă la curse automobilistice și colecționează, ciudat, filme. Într-o Germanie lovită și căzută în extazul naționalist după eșecul Republicii de la Weimar, bătrânul președinte Hindenburg a fost nevoit să-l numească pe Hitler cancelar. Partidul său câștigase alegerile. Este încă o dovadă că religia dezbină și doar credința unește. Un fanatic hindus l-a ucis pe cel care a acceptat divizarea Indiei între coreligionari și musulmani. Simbolul universal al non-violenței spunea despre legea talionului: ochi pentru ochi și lumea va deveni oarbă. La Crăciunul anului 1956 a primit un set de tobe de jucărie. Toboșarul trupei Genesis a ajuns aproape din întâmplare să fie și vocalistul ei. S-au despărțit după mulți ani din cauza unei elvețiențe căreia interpretul a dorit să-i acorde mai multă atenție. Inginerul german născut în Boemia a inventat în tinerețe primul automobil cu transmisie integrală, având câte un motor dispus la fiecare butuc de roată. Mai celebru a rămas pentru broscuța Volkswagen și pentru concernul pe care l-a înființat. În 1990, revista Life l-a inclus pe american în lista celor mai influenți ai secolului. Nici nu se putea altfel dacă ne amintim ce revoluție a reprezentat apariția tranzistorului. Teoriile sale asupra superconductibilității, pentru care a primit al doilea Nobel, sunt la fel de revoluționare, în special în medicină. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.